Bogdan Cârdei, în vârstă de 19 ani, student în anul întâi la Facultatea de Mecanică, era din localitatea botoșănană Copălău. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași. Coordonatorul UPUS Murdiaș, Diana Cimpoieșu, a mai spus că pacientul va fi supus mai multor intervenții chirurgicale și va beneficia de suport psihologic. Starea studentului, el este conștient, este stabil, dar are multiple fracturi la nivelul bazinului, un traumatism complex de bazin și o contuzie pulmonară. Este internat în ATI ortopedie. Va fi operat, va rămâne mult timp în spital, se va solicita și suport psihologic. Potrivit medicilor, băiatul s-ar fi aruncat după ce a consumat marihuana. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Aseară, în jurul orei 23, am fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că un tânăr de 19 ani ar fi căzut de la etajul 4 al unui cămin studențesc din municipiul Iași. În cauza a fost întocmit dosar penal respect săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și se continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt. Coordonatorul Direcției Servicii Studențești din campus susține că Bogdan nu s-ar fi aruncat. A fost un accident fatal. Mi se pare că a alunecat cel Bogdan Cârdei, studentul de anul întâi de la Facultatea de Mecanică, și nu s-ar fi aruncat, cum au ieșit mai multe informații astăzi în presă.